Slăviți să fie Domnul, vă rog să mai deschidem cuvântul Domnului. De data aceasta, epistola subornicească a lui Iacov, capitolul 1, citim primele trei versete și apoi începem de la versetul 12 la 15. Iacov, capitolul 1, începem cu versetul 1. Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. De la versetul 12. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni, când este ispitit, să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Amin. Frați și surori, în viața de credință, vă spun din experiență lucrul acesta și toți aveți experiență, sunt trei lucruri care ne prelucrează, îngăduite de Dumnezeu, care ne prelucrează în viața noastră, ca să devenim cu un caracter bine conturat. În primul rând, sunt încercările. Vedeți Iacov cum pune problema și el zice să priviți cu o mare bucurie. Noi nu ne putem bucura de încercări, să privim cu mare bucurie. Iacov așa spune, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței lucrează răbdare. Încercările ne formează caracterul și pe altă parte încercările, Dumnezeu prin ele, caută să ne testeze. Dumnezeu să ne ajute să fim în încercări, să nu cârtim. Câteodată am avut și cârtiri în viața de încercări. Încercările nu numai suferință. Încercările sunt de diferite nuanțe. În al doilea rând, sunt ispitele. Ispita, bineînțeles că nu înseamnă încercare. Dumnezeu îngăduie ispite în viața noastră să testeze credincioșia, să vadă Dumnezeu, să vadă îngerii, să vadă lumea malefică, să se laude Dumnezeu în fața diavolului, așa cum s-a lăudat cu Iov, l-ai văzut pe robul meu Iov? Păi da, sigur că l-am văzut. Păi dacă i-ai dat tot ce-i trebuie, are avere mare, are și familie, are tot ce-i trebuie, are și sănătate. Păi uite, ți-l dau pe mâini. I-a luat averea, i-a luat sănătatea, i-a luat familia, cei 10 copii, culmea, ispitit prin soție. Tu rămâi statornic în neprihănirea ta, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Asta a vrut diavolul. Diavolul a făcut un pariu. Iov nu știa că pe capul lui se aruncă un zar, se face un pariu, că îl va blestema. Și Iov, în toate acestea, n-a cârtit, n-a vorbit nimic necuvincios la adresa lui Dumnezeu. Încercări le îngăduie Dumnezeu. Ispitele îngăduie Dumnezeu. Crucea, tot Dumnezeu, să știți, ne-o dăruiește. Dumnezeu fixează mărimea crucii la fiecare care suntem aici în funcție de mărimea eului nostru. Cât e eul nostru de mare, atât e și crucea de mare. Crucea ajută la răstignirea personalității eului nostru. Noi avem personalitate, de o avem în Hristos. Pavel zice, am fost răstignit împreună cu Hristos, dar nu mai trăiesc eu,
ci Hristos trăiește în mine. În seara aceasta, fraților, vreau să vorbesc despre ispite și vreau să vă pun o întrebare. Ziua aceasta, care deja a trecut, a fost o zi fără ispite? Eu nu cred că există zi care să nu trecem prin ispite. Întrebarea 2, le-am biruit? Singura persoană care a biruit ispitele, care niciodată n-a fost slab, care n-a pierdut nicio luptă, a fost numai Domnul Iisus Hristos. Toți sfinții de pe pagina Sfintelor Scripturii au fost ispitiți. Toți sfinții de pe pagina Sfintelor Scripturii au pierdut lupte. Dumnezeu în providența Lui a vegheat ca pe paginile Sfintelor Scripturii să se scrie și faptele bune ale sfinților, dar și înfrângerile lor. Pentru ca să nu ne alegem model ca țintă pe cineva decât pe Domnul. Uitați-vă la desăvârșirea credinței la Domnul Iisus, care niciodată n-a fost slab, niciodată n-a pierdut lupte, niciodată n-a dat înapoi. A obținut toate recordurile spirituale. De asta în cer se cântă, vrednic este mielul să primească lauda, slava, cinstea, mărirea, gloria, onoarea și închinarea în vecii vecilor. Binecuvântat să fie Domnul. Toți am pierdut lupte, să știți. Însăși David a pierdut o luptă foarte mare. Știți că David, ca Dumnezeu să-l ridice, a luptat cu arma umilinței? Și Petru a pierdut 3 lupte, poate, zic eu, într-un interval de aproximativ o oră, în curtea marului preot. 3 lupte, una după alta. Le-a pierdut în fața, nu în fața lui Pilat, nu în fața crucii, în fața unei slujnice. Petru a luptat cu arma pocăinței. Biblia zice, a plâns cu amar. Vreau să vă arăt ceva despre David, care îmi place deosebit de mult, în psalmul cu numărul 51, psalmul cu numărul 51, versetul 16, dacă puneți, da, mulțumesc, spune aici David, dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus. Știți că eu mi-am pus întrebarea aceasta, de ce David spune întrebarea, dacă ai fi voit jertfe? Pentru că toți sfinții din vechime se apropiau de Dumnezeu doar prin două lucruri, altar și jertfă. Altar și jertfă. De ce David zice, dacă ai fi voit jertfe? Fraților, ceea ce cred și abaterea lui David nu a mai putut fi rezolvată prin jertfe. Gravitatea abaterii lui David nu s-a mai putut rezolva prin jertfe. El trebuia să fie omorât pentru că el avea decalogul să nu prea curvești. Dacă puneți versetul 13 din același capitol, atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. David, e ca o juruință lucrul acesta, face lucrul acesta. Doamne, dacă Tu mă ridici din prăbușire, eu, David, care uram pe cei ce... Spunea David în alt psalm că în fiecare dimineață mă voi scula și voi nimici păcătoșii din țară. Același David care avea repulsii de cei care nu erau după voia lui Dumnezeu. Același David în psalmul cu numărul 51. Doamne, dacă Tu mă ridici, eu voi învăța căile tale pe cei ce le calcă. Păcătoșii se vor întoarce la Tine.
De ce se scrie de multe ori în cartea împăraților, în cartea cronicilor? Voi izbăvi cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu David. Uitați-vă că se repetă lucrul acesta de mai multe ori. Pentru că David a luptat cu arma umilinței. Pentru că David scrie psalmul acesta și îl dă către mai marele cântăreților. Nu-l interesa pe David că știe tot poporul. David vrea să fie iertat, binecuvântat să fie Domnul. Frații mei, noi de ispite, indiferent unde am merge, nu putem să ocolim ispita. Spunea odată fratele Caraman de la București, a fost un mare cunoscător al Sfintelor Scripturi, un om care conducea studiul biblic în adunare în București, și spunea odată, acestea sunt cuvintele lui, poate le-ați mai auzit și în alte locuri, dar astea sunt cuvintele lui, ce vi le spun acum. Spunea el la studiu biblic, parcă îl văd acum. Fraților, nu-i păcat prima privire, că nu poți să mergi la ochi legat. E păcat a doua privire. Avea foarte mare dreptate. Știți că a doua privire poate să fie ucigătoare. Prima privire, spunea niște tineri odată, frate, am căzut în păcate oribile, grele, de la privire, de la o simplă privire la pornografie. O simplă privire la pornografie. De la privirea aceasta de la pornografie, am făcut pași în jos, m-am dus în jos, într-o cădere, credeam că niciodată nu mai sunt reabilitat. Dacă n-ar mai fi reabilitare, dacă n-ar mai fi ridicare, dacă n-ar mai fi iertare, după ce noi ne-am întoarce, nu știu dacă ar fi cineva să fie mântuit. Pentru că toți avem căderi în lupte. Absolut toți. Important este să nu rămânem în căderile acelea. Important este să ne ridicăm. Ajută-ne, Doamne! Povestea odată, cu ani în urmă, când eram la Botoșan, un frate spunea în felul următor, parcă acum îl aud, fraților, eu am crezut că dacă mă duc singur în pădure, eram într-o zi de post și am hotărât o zi de post să mă duc singur în pădure. Eu am crezut că dacă mă duc singur în pădure, îmi iau Biblia și îmi iau caietul de cântări, eu voi ocoli ispitele. Ce credeți? Le-am ocolit? Credeți că dacă cineva se duce singur în pădure, trăiește puznic? Daniel Sihastru, el credea că dacă trăiește singur în chilie, e scutit de ispite. Nu e adevărat lucrul acesta. De unde vii, Satano? L-a întrebat Dumnezeu pe vremea lui Iov. Păi de la plimbarea care a făcut-o pe pământ. Pe lui nu-i trebuie rachete, nu-i trebuie avioan. Pentru că el plimbarea pe pământ o face foarte rapid. Și cutreierarea o face foarte repede. Credeți că dacă trăiești în chilie sau dacă trăiești în pădure, credeți că acolo ne ocolește? Nu, poate acolo vin ispitele mai mari. Și spunea fratele, am ajuns în pădure, eram în zi de post, am luat Biblia, am luat caietul de cântări, Doamne, sunt acum aici. S-a pus pe genunchi, era toamnă, era frunză uscată mai multă pe jos și a spus, Doamne, sunt aici numai eu cu Tine și vreau să fiu ferit de ispite. Ce crede, spune el, când m-am trezit, când m-am ridicat de la rugăciune, vreau să cânt o cântare și să citesc un cuvânt. Interesant și ciudat, nu mai găsea nici Biblia, nici caietul de cântări. M-am învârtit după toți copacii. Unde am pus Biblia? Doamne, parcă-s beat, parcă-s... Ce-i cu mine? Ce s-a întâmplat? Oare n-am luat-o? Se duce rapid acasă. Adică m-am învârtit, învârtindu-mă după toți copacii, mi s-a ars și siguranțele. Și intru acasă, intru cu Duhul Mâniei și am spus, am luat Biblia cu mine? Ai luat, ce s-a întâmplat cu tine? Păi nu mai găsesc nici Biblia, nu mai găsesc nici caietul de cântări, nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Fraților,
Dumnezeu a îngăduit acolo peste el o ispită. Numai că n-a fost răbdător. Când am venit înapoi, spunea fratele, Biblia, caietul de cântări, era exact acolo. Și azi că am pierdut o luptă. Am zis, Doamne, nu mai postesc azi. De acum vreau să postesc în familie. Vreau cu toată familia, postesc 3 zile de acum. Și Domnul i-a dat biruință. Am auzit o întâmplare, pare mi se, cred că am citit-o, dacă nu greșesc, Frank Beckenbauer, unul dintre marii fotbaliști ai Germaniei, să știți, eu am fost microbist. A fost un microb în mine, mai ales înainte de Revoluție, n-aș vrea ca cineva să aibă microbul acesta al fotbalului. Să știți, microbul ăsta al fotbalului a fost atât de mare în viața mea. Abandonam Biblia, abandonam rugăciunea și mă interesa atât de mult fotbalul, făcusem un clasament, știam toate echipele din toată Europa, cunoșteam toți jucătorii din toată Europa, făceam un top al jucătorilor, jucam la Loto Pronosport și câștigam, pentru că dacă pasiunea mea era numai fotbalul și am văzut după vreo 2-3 ani de zile, mă uscasem complet, nu mai aveam în mine putere de rugăciune, mă duceam la biserică, uscat complet, nu mă puteam nici ruga. Doamne, nu mai pot să scap. Până nu m-am dus la un frate în vârstă, lucrător, să mă mărturisesc. Și nu-mi pare rău că știe toată adunarea lucrul ăsta. N-am scăpat, să știți. Atunci am simțit, când eu m-am mărturisit cu lacrimi și am spus vreau să scap pentru că ăsta mă ucide, atunci Dumnezeu a rupt legătura aceasta. Acest Frank Beckenbauer, vreau să vă spun ceva, un lucru foarte interesant. Ajunge la o companie de băuturi fine în Franța, la Paris. Multe camere de televiziune, el era vedeta, 2 ani la rând, a fost cel mai bun jucător al Germaniei. Și i-a spus, domnule Beckenbauer, avem această înaltă onoare să fiți la compania noastră, pentru că vrea să facă acolo mai multe fotografii, mai reclame, mai mult de reclamă. Și a spus, uitați, vă aducem cele mai scumpe băuturi de pe pământ, cele mai fine, care nu oricine și le permite. Știți ce a răspuns Franz Beckenbauer? Eu n-am venit să gust nimic. Știți, neamțul e neamț, nu-i român. Românul mai, poate să poate. Ăsta când spune nu, să știți. Și zice, domnule Beckenbauer, nu vă dăm să vă îmbătați, vă dăm doar să degustați. E 50 de grame. Îmi pare foarte rău. Eu nu degust nimic. Că dacă azi degust 50, mâine 50, poimine 50, în 10 zile, uitați ce mentalitate avea el, în 10 zile eu devin dependent. Și el spunea acolo, cred că am citit lucrul ăsta, el spunea că are colegi care și-a permis și alcool, și-a permis și tutun, și-a permis și femei, și-a ajuns jos. Eu mi-am pus întrebarea aceasta, dacă omul acesta să rămână în top, a făcut o înfrânare de la anumite lucruri, niște reguli de viață, niște principii, să nu se apropie de lucrurile acestea. Am zis, Doamne, cu atât mai mult un creștin, cu atât mai mult un creștin, Doamne ajută-ne. Slăviți să fie Domnul. Fraților, toate ispitele acționează prin pofte. Uitați ce am citit aici. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Toate ispitele vin prin pofte. Acum vreau să spun ceva, ceea ce din experiență vă spun. La nașterea din nou, sau convertire, cum vreți să o luăm, Dumnezeu intervine și dezactivează puterea păcatului din mine.
Domnul ne scapă de puterea păcatului, dar nu ne scapă de prezența păcatului. Diavolul profită de neatenția noastră, nevegherea noastră și poate să activeze înapoi puterea păcatului. Poate să activeze înapoi pofta. Dacă citim în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 16, e foarte important versetul acesta, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, pofta ochilor e poarta de intrare. Poarta de intrare. Poarta de intrare a păcatului, mai ales lucrurile care face să le pofta ochilor, lucrurile care face să pierdem lupte și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Mi-aduc aminte, a venit un frate odată, era un tânăr, cânta în fanfara bisericii, foarte departe de locul acesta. Și a spus, frate, vreau să vorbesc cu dumneatare. A început să plângă așa de tare și a mărturisit în seara aceea toate păcatele uribile care le-a făcut. Și el a spus, totul a pornit de la o privire. De la pornografie, la curvie, la hoție, la sodomie, eu m-am speriat. Un tânăr la 17-18 ani, până unde poate să ajungă. Eu l-am întrebat, zic, totuși vreau să te întreb ceva, cum ai putut să cânti în fanfară? O zic că eu am cântat de ochii mama și a lui tata, dar mai mult de ochii lui mama. Și o zic că doi ani am cântat, dar n-am cântat, sunt sigur că Dumnezeu nu mi-a primit cântarea. Sunt sigur că jertfa mea a fost anulată, pentru că eu trăiam invers, eram invers. În seara aceea, fraților, vă mărturisesc în fața Domnului. Când el a mărturisit cu atâtea lacrimi, cu cât mărturisirea este mai zdrobitoare, eu am observat lucrul ăsta, mărturisirea păcatelor, cu cât este mai zdrobitoare, cu lacrimi, și a spus, accept orice pedeapsă mi-o dă Dumnezeu, numai să mă ierte. Zic, nu cred că Dumnezeu te va pedepsi pe tine. Nu cred. Eu cred că Dumnezeu pe tine te va ierta. În seara aceea Dumnezeu l-a eliberat. La scurt timp Dumnezeu l-a botezat și cu Duhul Sfânt. Lăudat să fie numele Domnului. Frații mei, a doua caracteristică a ispitei, ispitele, cădem la ele, din lipsă, citim în Cartea Matei, capitolul 26, versetul 41. Matei 26, versetul 41. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea e neputincioasă. Lipsa de veghere și lipsa de rugăciune ne face să cădem în ispite, puțină veghere, foarte puțină veghere sau foarte puțină rugăciune. Am avut, din experiență vă spun, am avut în viața mea rugăciuni foarte superficiale. Rugăciuni foarte superficiale. Rugăciuni care simțeam că n-ajung nici până la tavan. Rugăciuni așa în viteză, exact ca mașina. Câteva cuvinte și plecam la serviciu. Și nu știam de ce duc viață de înfrângeri. Nu știam de ce n-am putere. Nu știam de ce nu mai am râvnă. Nu știam de ce nu mai am zel. Frații mei, valoarea unui creștin în fața lui Dumnezeu e în funcție de părtășia lui cu Domnul. Câtă părtășia este cât mai mare cu Domnul, cu atâta și valoarea în ochii lui Dumnezeu, cu atâta puterea de biruință, puterea de a merge, puterea de a rămâne în picioare, în fața ispitelor, în fața păcatului, în fața tot ce-i rău, este pe măsură. Experiența aceasta cred că aveți toți. Cu cât simțim că avem o viață de rugăciune,
Cu atâta simțim și o viață de biruință. Rugăciunea este jos, este slabă, credeți că degeaba când Domnul Iisus Hristos, acest lucru îl spune Domnul Iisus la cei trei ucenici când el a mers să se roage în grădină. Și el s-a rugat, eu cred din toată inima mea că Domnul Iisus biruința a câștigat-o în grădină, pe cruce, a mers ca mare biruitor. În grădină a fost lupta, în grădină a câștigat lupta, iar pe cruce a mers ca biruitor. Pe el nu l-a înfrânt nici Iuda, pe el nu l-a înfrânt nici Pilat, pe el nu l-a înfrânt nici crucea, pe el nu l-a înfrânt nimic. El s-a dat de bunăvoie. Numele lui să fie slăvit. Credea diavolul că pune mâna și îl biruiește, dar nu l-a biruit. Pentru că Domnul Iisus niciodată nu a fost găsit slav. Știți că diavolul s-a dus chiar pe cruce, când el era pe cruce, spun unii teologi, dacă diavolul găsa o vină atunci pe cruce, când l-a ispitit prin trecătorii, dacă ești Fiul Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce, să credem, noi credem în tine, numai dacă cobori jos de pe cruce. Domnul Iisus putea să coboare de pe cruce. Putea să coboare de pe cruce. Putea singur să se smulgă din cuie. Dar eram nemântuiți. Nu eram salvați. El a fost jertfa supremă pentru noi. Numele Lui să fie binecuvântat. Frații mei, la timpul de rugăciune, cu cât vegherea și rugăciunea sunt slabe, mi-aduc aminte, n-am să uit niciodată, nu știu dacă v-am mai spus lucrul acesta. Aveam, cred că, 19 sau 20 de ani. Era o seară de rugăciune. N-am să uit cât trăiesc eu. La seara aceea de rugăciune, eu am intrat foarte obosit. Eu mă gândeam, zic, Doamne, n-am să pot rămân eu la timpul acesta de rugăciune, veneam de la, la munca câmpului, nu cred că am să pot, mă simt foarte obosit. Ce credeți? Când a venit un duh de rugăciune peste toată biserica, știți cât a durat rugăciunea? 2 ore și 10 minute. În 2 ore și 10 minute, nimeni n-a crezut, când vine un duh de rugăciune peste tine, și ies, curg râuri de rugăciune, exact cum spune Domnul Iisus, din inima Lui vor curge râuri, acestea eu cred că sunt râurile acestea de rugăciune, că nu te mai poți opri, mă rugam chiar și când mergeam înapoi pe drum, s-a terminat undeva la ora 4 sau ora 5 dimineața, dar când s-a terminat, mie mi se părea că sunt în aer. Eu tot mă uitam la mine, oare eu sunt normal? Eu sunt în aer, mie aveam impresia că sunt în aer, dar nu eram în aer, eram pe pământ, călcam pe pământ. Dar puterea care o primise biserica la rugăciune în momentul acela a fost de așa măsură, a fost în așa măsură încât toată biserica a fost umplută de putere. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu să ne mărească puterea la fiecare. Să ne dea Domnul duh de rugăciune. Tare mult îmi doresc în zilele noastre să mai fie odată duhul de rugăciune care a fost poate la început atunci când eram plin de râvnă, plin de zel, plin de dăruire, plin de pasiune. Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Vreau să iau o idee din, de exemplu, în Apocalipsa, capitolul 2. E aici o referință unde o face Domnul unei biserici, biserica din Efes. Spune așa, capitolul 2, versetul 1, de Apocalipsa 2, de la versetul 1, Îngerului bisericii din Efes scrie, iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mână dreaptă, cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfetnice de aur, știu faptele tale. Osteneala ta și răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei rei, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, aveau o sită de verificare atâta de bună, știa să verifice, dacă erau foarte mulți apostoli care se credeau că sunt apostoli pe vremea când era biserica aceasta din Efes.
că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși, dați versetul 3, știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Fraților, când vine versetul 4, mă dă knockout, dar iată ce am împotriva ta. Este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Dacă citim versetul 5, adu-ți aminte de unde ai căzut, remediul care îl dă, pocăiește-te, și foarte interesant, nu zice întoarce-te la dragostea dintâi, foarte interesant, întoarce-te la faptele tale dintâi. Să vă dau un exemplu, faptele dintâi. Aveam poate 13 sau 14 ani. Cam 14 ani, că între 14 și 16 ani a fost căutările mele, cele mai mari căutări. Mi-aduc aminte că tata a venit de la București și mi-a adus un Nou Testament. Era nou. Și a spus, ăsta e pentru tine, ai grijă să-l citești de la un cap la celălalt, să nu mergi așa pe sărite, că nu înțelegi nimic. Ia-l foarte încet. Eu la început făceam o normă așa, citeam câte 3, 4, 5, 6, ca o normă. Și am zis, nu mai fac lucrul ăsta niciodată, că nu țin minte nimic. Și am zis, vreau să iau doar pe pasaje. Citire scurtă. Când fac o normă din asta, nu știu câte capitole pe zi, nu prea dă rezultate. Ajunsese să citesc și n-am văzut că rezultatele erau aproape zero. Să citesc câte o carte odată, Matei odată, Marcu, a treia zi venea Luca, a patra zi Ioan, a cincea zi Faptele, Roman, 1 Corinteni, 2 Corinteni. Și am zis, nu dă rezultate, nu rămân cu mai mult nimic. Și am zis că eu numai pe pasaje scurte. M-a învățat un frate cu experiență, iau pe pasaje scurte. Fraților, când am luat-o pe pasaje scurte și am venit la capitolul acesta, eu am rămas blocat. Cum se poate la o biserică cu atâtea calități bune, cu atâtea calități bune, Dumnezeu să-i reproșeze, iată ce am împotriva ta. Și îndeamnă această biserică să se întoarcă la faptele dintâi. Și vă spun cum am înțeles faptele dintâi. Eu cam minte, am luat acel testament și l-am deschis. L-am deschis, am zis, pentru prima dată vreau să citesc unde se deschide. Și apoi urmez sfatul tatei. La 1 Ioan, capitolul 3. 1 Ioan, capitolul 3. Am citit tot capitolul 3. Așa au curs lacrimile. Așa au curs lacrimile. Fapte dintâi. I-am spus Domnului, Doamne, aș mai vrea să mai citesc Biblia cum o citeam în tinerețe. Faptele dintâi. Sau povestea un frate, Victor Opriș, n-am să uit niciodată. Îs frate, la început, când eu m-am cunoscut cu soția mea, când eram în perioada de logodnă, cele mai frumoase flori le căutam în piață, cele mai frumoase flori. Nu contează că sunt foarte, foarte scumpe, dar vreau să duc cele mai frumoase, erau faptele dintâi. Domnul să ne ajute să ne întoarcem la faptele dintâi. Faptele dintâi posibil să activeze din nou dragostea. Știți ce spune Domnul mai departe acestei biserici? Dacă mai repuneți încă o dată versetul 5. Știți ce spune Domnul acestei biserici cu atâtea calități bune? Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Dacă nu iei această măsură și nu te pocăiești, chiar dacă ai atâtea calități bune, dar totuși mergea, vedeți dumneavoastră, mergea, nu mai avea dragoste față de Dumnezeu.
neavând dragoste față de Dumnezeu, nu mai e râvnă, nu mai e zel, nu mai e dăruire, nu mai e pasiune. Merge așa din inerție. Știți că eu de multe ori la adunare merg din inerție. De multe ori la adunare eu am mers din inerție, fără să simt nimic față de Dumnezeu. Altfel, îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Îmi povestea socru, vreau să vă spun o întâmplare care mi-a relatat-o socrul meu. Unei biserici care Dumnezeu se prezenta și făcea lucrări, vindecări și eliberări în foarte multe rânduri și știu bine biserica aceea, Dumnezeu a trimis un proroc, un profet autentic. Și a spus profetul acela un cuvânt: dacă nu vă întoarceți cum ați fost la început, voi lua sfeșnicul din locul acesta și casa aceasta 7 vremi va fi pustie. Spunea socrul meu că toată adunarea a rămas fără cuvinte. Și conducătorul de atunci, neveghere, a fost o neveghere a lui, dar care s-a căit adânc, a spus: toate lucrările le cred. Asta îmi vine foarte greu să o cred. Ce credeți? A venit vremea când Dumnezeu a luat sfetnicul de acolo, sfetnicul reprezintă biserica. Și 7 vremi nu s-a mai adunat în locul acela, a fost pustiu. 7 ani, exact 7 ani. El mărturisea cu lacrimi, fratele acela. Că n-am crezut cuvântul Domnului. Să ne ajute Domnul să punem cuvântul lui la inimile noastre. Fraților, ispitele nu le putem oculi, dar ne putem ruga. Dacă am căzut la ele, putem să-i cerem Dumnezeu iertare. Nu eu, pentru cel duhovnicesc, căderea în ispite nu e o plăcere, e o durere. Pentru cel firesc, trăirea în păcat e o plăcere. Asta ne face diferența. A fi duhovnicesc, a fi firesc. Cel duhovnicesc niciodată nu are o plăcere. E o durere, e o plângere, e o mare frământare. Imediat ăsta n-are somn, ăsta caută slujitorii: frate, uite, acolo am păcătuit, sunt vinovat. Dar cei care târâie ani de zile păcate după ei, ani de zile trăiesc în înfrângeri, ani de zile, și nu vrea să se pocăiască, nu vrea să se mărturisească, vine și prăbușire, să știți. N-ar vrea să trăiască nimeni în prăbușiri, ci ar vrea să trăiască numai și numai biruințe. Vreau să citesc chiar ultimul verset și după aia închei. 1 Corinteni 10:13. 1 Corinteni 10:13. Nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Întrebarea. De ce mulți au căzut? Dacă Dumnezeu nu îngăduie ispită peste putere omenească, știți de ce cred eu că au căzut? Fiindcă ei au vrut să cadă. Ei au vrut, a fost plăcerea lor să cadă. Să ne ajute Domnul să nu vrem noi să cădem, ci să biruim. Doamne, ajută-ne! Amin!